seara! Bună seara, dragilor! Și iată-ne din nou împreună. Abia așteptăm să începem lecția. Sper să fie o lecție tot așa de frumoasă. Și zicem, ce zici? Doamne ajută-ne să reușim! Da, da! Doamne ajută-ne să reușim! Așa, da? Pornim! Matematică! M-a surprins, eu mă gândeam așa ceva. Uite ce frumos ești! Foarte frumos! Ori de câte ori lucrurile sunt naturale, așa, este cel mai interesant. Hai să spunem așa. Am un buchet mare de flori. Da. Un buchet mare de flori. Da. Și dacă le pun în vaze, le pun câte? 12? Nu. Nu. Nu știu câte vaze, nu știu câte flori sunt, dar vreau să le pun în vaze de câte 3. 3, 3, 3, 3, 3. Ok. Și constat că punându-le câte 3, îmi rămân nepuse 5 flori. Da. Fiindcă numărul de flori e mai mare decât numărul de vaze, da. Punându-le eu câte 3. Și atunci stau și mă gândesc și zic, păi ce aș fi să pun câte 4? Și când le pun câte 4, deci când am pus câte 3, te-am spus câte flori, 5 flori rămân așa. Da. Adică, hai să facem și noi așa. Eu cu Ana aici, tu Ana acolo, să faci și cu Maria. Hai să ne închipuim ca și să se rând vazele. Facem vaze, uite așa, Ana, trebuie să faci așa vazele. Așa. Și nu știu câte vaze să pun. Și pun puncte, 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 puncte. Puncte, adică sunt mai multe vaze. Și la sfârșit, și la sfârșit punem încă 3 vaze. La sfârșit, puncte, puncte, și punem încă 3 vaze. Așa, la sfârșit, tocmai 3 vaze. Așa. Foarte bine. Punându-ne noi câte garafe, câte 3, punem 3 diminuți. Una, două, trei. Una, două, trei. Una, două, trei. Deci, punem noi câte 3, până și aici, continuăm, câte 3, câte 3, câte 3. Constatăm că ne-au rămas aici 5 flori. Puneți chiar 5 liniuți. Așa. Nu tăiem. Deci au rămas 5 nepuse. Așteaptă, sunt supărate. Aceștia spun, dar pe noi un nepuri. Așa știa să numere 5 deodată. Este un simbol. Când numeri din 5 în 5, faci 4 și una tăiată, înseamnă 5 într-un... La un loc? La un loc, ca un mănunchi. Ca un mănânchi. Da. Am înțeles. Da. Ne punem de acord. Lasă, le facem 5 acum, da. Am pus cele 5. Deci au rămas 5 aici la sfârșit. Și noi suntem foarte triști. Mai ales florile acestea care plâng aici. Da. Spune, n-am să poate. Pe noi să ne puneți. Da. Știi de ce? Pentru că aici le puse în apă. Ele rezistă. Acum dedesubt punem câte 4 petelor. Foarte bine. Câte 4. Câte 4. Așa. Și rămân două nepuse. Două să fie goale. Așa. Deci două goale. Cum au fost 3, pune și pe asta. A treia, știi, ca să fie în același. Da, doar patru. Două goale. Doar două. Mai două sunt goale. Deci îi punem? Punem 4. Două sunt goale. Întrebarea este, câte flori, așa, ultimele două, nu sunt umplute. Fiindcă am pus câte 4, au rămas astea două goale. Deci, punându-le câte 3, s-au umplut toate vazele și au rămas câte 5 nepuse. Și acum, punându-le câte 4, ce se întâmplă că am pus câte 4? Au rămas două vaze goale. Întrebarea este, câte vaze sunt și câte flori am avut? Câte vaze și câte flori? What? 16 vaze. Nu. De unde să știu? Foarte tare. Asta e răspunsul. Cel mai tare. De unde să știu eu asta? Asta e. Trebuie să aflăm. Da. Întrebarea, problema este așa. Sunt foarte multe flori la început aici. Un buchet mare. Cu multe, 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 multe flori. Da? Flori,
Și dacă am început să le punem câte 3, am umplut toate bazele care le-am avut și ne-au rămas 5 la sfârșit. Da. Și când am pus câte 4, adică am mai pus câte o floare lângă celălalt, nu? Hai să o punem pe cea care am adăugat-o 9, uite așa, un groșel. Asta este pusă, asta e. Lângă cele 3 dinainte, am pus încă una. Și am pus încă una. Și două rămas goale. Două goale. O să iau alte. Ce ne facem? Cum avem câte fluri și câte garoafe sunt? Aici e problema. Nu trebuie să dai răspunsul deodată. Trebuie să începem să judecăm. Să gândim. Deci trebuie să gândim problema. Când nu ne gândim nicio idee, știți care e soluția? Eu știu cum. Cum? 1, 2, 3. Asta o să fie în altă vază. Asta o să umple aici. Și asta o să fie de aici. Mai spun o dată că n-am înțeles nimica. 1, 2, 3. De ce 3? Că 3 în o vază. Păi 3 au fost ca și înainte. Și noi am pus-o pe asta. Nu, pe nu, ea spune că din alea care sunt goale, vezele alea goale, au zis că le-au luat și le-au pus în... Bă, nu punem nimic în el, nu au rămas goale. Păi da, erau înainte, aveau 3. Și el zice că le ia și le pune a patra. Ăstea 3. Da. Ăstea 3 și cu ăstea 3 de aici fac în total 6. Ele se duc lângă ăstea. Da. Și cât vor fi acum? 6 și cu 5 de aici. Vor face în total cât vor fi? 11 flori s-au făcut acum. Cele 11 flori le punem ca să completăm de la 3 la 4. Câte flori îmi trebuiesc la 3 la 4? Unu. O singură floare. Da, înțeles. Ia, asta fac eu acum și cu tine. Deci, încă o dată. Spunem așa. Aici au fost înainte 3 flori, da? Da. Și din aceea 3 flori. Da. Aceste 3 plus 3, 6 flori, se lipesc. Se duc în grupul celor 5 și fac în total 6 și cu 5? 11 flori. Da. Și aceste 11 flori le punem câte una în prima vază, alta, altă, încă într-o vază, că 3 erau deja înainte. Da. Și câte vaze putem face cu 11 flori dacă le punem câte una în fiecare? 11. Deci toate acestea vor fi în total 11, pentru că da. O floare vine la prima vază, da, la da, 3, da. Mai vine încă una, la celelalte 3 mai vine încă una. Deci noi, practic, ca să facem 4, punem câte o floare lângă cele 3. Și umple, da. Facem câte 4, 1, 2, 3, 4, cât 11 flori, că 11 flori aveam. Și dacă... Și acum câte flori sunt și câte și te vaze? Cu... 11 odată. Știu eu câte flori sunt. 11 ori? 44. Așa, 44. Pentru 4. 44, corect. 44 sunt garoafe. Da? La flori. La 44 de flori. Da. Dar câte vaze sunt acum? Câte vaze? 11. 11, sigur? Păi, nu. Că la 9. De ce 9? Păi 11 ne-am făcut cu 4. Da, dar la 3... Deci asta este încă vază pe masa noastră. Și asta este vază. Deci câte vaze sunt în total? 13. 13 vaze. Și câte flori? 44. Ai înțeles și 13? Pentru 11 sunt cu 4 și astea două goale. Dar asta este pentru 4, pentru 3. Corect! Pentru 3, nu, dar pentru 3 sunt de dinainte. Ia calculează să vezi dacă merge pentru 3, dacă într-adevăr, când le pui câte 3, rămân 5, ia că vezi tu, dacă merg. Dacă ai, câte vaze ai spus că ai? 11. 11 și cu 2? 13. Da. 13. Da. Și pun câte 3? Ia să vedem. Dacă punem 3 de 13, 13 ori, cât face? 13 ori 3. Da. Și gândim, ia să vedem. 3 ori 3. Divide or... Multiply.
Yes. Așa. Sau altfel, cu 3 ori 3 făceam 9, 3 ori 1, 3. Da. 1, 39. Și plus 5, 39 plus 5. Cât ți-e rămân 5? 40 și 4. 44? E bine! E deșteaptă problema, este răspuns corect. Am făcut proba. Deci răspunsul cum este? Atunci când punem câte 3 în cele 13 vaze, ne rămân câte? Rămân 5. Și când punem câte 4 în cele 11 vaze, ne rămân 2 goale. Nu prea eu fac așa. Fac. Nu la început. Iar din forma. Aia, lasă că ai scris bine, lasă acolo, nu mai șterge. Lasă. Cum am luat aflat pe 11, nu că nu. Asta mă bucur cel mai mult. Iar să Mărica, tu știi ce ai făcut? Acum am făcut tu cel mai important. Că spunând că nu prea am înțeles, asta e pentru toți copiii. Toți cei care ori vedea filmul nostru, o spună ce minunat a făcut Măriuca că a întrebat că nu prea a înțeles. E cel mai minunat. Deci Măriuca, ăstea cinci care rămăseseră din ai. Și ăstea, fiindcă au rămas goale, ele înainte au fost trei. R, F, L, iar și R, R. Da? Trei și trei. Și trei acele, și cu trei ăstea, împreună câte șase flori, am ajuns la, la cinci, care erau nepuse. Da. S-au adăugat aceste șase lângă cinci și am obținut 11 flori. Dar ce șase? De ce șase? De ce șase? De ce șase? Da. Pentru că înainte au fost în vaza asta trei flori și în vaza altălaltă au fost trei flori. Și acum, fiindcă noi am pus câte patru, au rămas astea goale. Da. Deci patru acele flori, acele trei flori de aici cu trei flori de aici au fost puse în urmă. Și atunci, trei și cu trei, trei care fusese pus aici și cu trei care fusese pus asta, șase fac. Și șase plus cinci, cât face? Șase plus cinci care trebuie să fie? 11. 11. Și acum, pe un poftim? Da, da, nu ne interesează. 11 flori, da? Da. Aceste 11 flori, noi le-am distribuit. Una da. La prima, la două, la trei și am completat 11 vaze. Ok, acum am înțeles. Înțeles? Da. Foarte tare problemă. Șmecheră. Șmecheră că ne prindem foarte tare cu chestia asta. Puteți face și tablamuții? O secundă, numai o secundă. Fac și mail așa asta. Aș vrea aici să formulez voi o problemă. Mă convingeți că ați înțeles. Dacă spuneți așa. Am un Maria buget... face o problemă și eu fac. Nu, 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 aceeași nu, cu vaze. Aceeași problemă cu vazele. Dar vreau să mi-o compuneți acum cu voce. Mai întâi o ascultăm pe Maria să propun ea. Am un buchet mare de flori. Ce se propune? O problemuță în care să meargă pe modelul dinainte. Să spunem, am un buchet mare de flori, da? Am un buchet mare de flori. Dacă le pun câte? Dacă le pun câte... Câte vrei cinci, tu? Câte cinci rămân nepuse? Rămân nepuse patru. Patru? Foarte. Deci, desenăm ca să vadă toată lumea că noi nocim aici, nu o glume. Aici e tot din partea asta și tot din partea asta. Deci, un buchet mare de flori. Le punem câte cinci, a spus Mărica. Buchet mare de flori. Hai, așa cum să știm de acum. Așa, așa, așa. Un buchet mare de flori, foarte multe flori. Da, și nu știm... Nu știm câte sunt. Și acum le punem câte cinci. Facem vazele. Hai să mergem de vazele, așa. Puncte, puncte, mă, așa. Și le punem câte, cât ai spus tu? Câte cinci, da? Dar hai să punem cinci. Punem cinciul deasupra, ca să fie mai ușor de scris. Zicem cinci, cinci, cinci. Cinci, cinci, cinci. Și rămân câte, am spus, în afară, patru nepuse. Punem așa cadră. Patru au rămas nepuse. Bun. Așa. Patru sunt nepuse. Când le punem dedesubt câte? Nu știu, Maria. Maria, tu. Câte, cât să punem acum? Șapte? Patru. Șapte. Le punem câte șapte. Dedesubt punem șapte. Corect, corect.
Câte șapte rămân, câte goale? Tu, Mariane, spui. Câte rămân goale? Nu se umplu toate. Rămân goale. Să vedem câte rămân goale. Maria, să-mi spune problema ei. Câte rămân goale? Două. Două goale. Foarte tare. Acum, întrebarea este, Maria, te rog să ne spui, care e întrebarea ta? Câte flori sunt în total? Câte flori și câte garafe? Și câte vase? Câte flori și câte vase? Da. Asta e întrebarea. Foarte important. Ok. Să o repetăm și noi, că Maria ne-a pus-o. Șătoana, repet-o. Am un buchet? Că nu știu câte flori. Da. Și am 5 ani, nu știu câte vase. Dar m-am rămas 4. Dar dacă punem flori la 7, o să rămână 2 goale vase. Întrebarea este câte flori și câte vase. Da. Vreau și în engleză, te rog. Acum îți vine mai ușor, că tu ai înțeles bine problema. Și adresează tuturor colegilor tăi din clase. Da. Spune, prietenii mei sau colegii mei vă propun o problemă. My friends, I have a problem for you. I have, I don't know how many flowers, and I a bouquet, don't know how many flowers. A bouquet, yes, and I don't know how many vases. If I put the flowers, five in a vase, I will have 4 left. If I put 7 in I don't know how many vases, I'll have 2 vases that are empty. How many vases and how many flowers do I have in total? Mariuca a asistat și ea știe și ea engleză. Da. Și hai să o punem și pe ea să repete în engleză, că e bucuria ei. Deci am... I have a number of, like a bouquet of flowers.